A început astăzi postul Crăciunului. Timp de 6 săptămâni până pe 24 decembrie, credincioșii ortodoxi trebuie să se abțină de la consumul de carne, ouă și brânză. Nu se fac nunți și nu se bea alcool. Totuși este un post mai ușor decât cel al Paștelui, așa că începând cu a doua săptămână a postului, în toate zilele de sâmbătă și duminică este dezlegare la pește și la vin. Cu toate acestea, nu mulți zălăoani se laudă că postesc. A început astăzi postul Crăciunului, o să-l țineți? Eu țin post tot timpul. Chiar și cele de peste an? Dumneavoastră? Nu, evident că nu. Deci postul Crăciunului va fi un lucru pe care nu-l vom ține nici anul acesta, după cum nu-l ținem de obicei. De ce? Nu atât din convingeri religioase, ci din punct de vedere al sănătății. Încercăm să ducem o viață echilibrată. Soția mea are grijă să facă un meniu săptămânal corespunzător ca să fie și de post, și mai puțin de post, așa că am încredere în dieteticiana mea, așa că... A început astăzi postul Crăciunului, o să-l țineți? Câteva zile poate, dar nu... Așa peste ani țineți posturile? Prea puțin. De ce? Cu serviciu, cu asta, nu prea. Și parcă e și mai scump decât postul, decât astea la alte. Mâncarea e dulce, da. A început astăzi postul Crăciunului, o să-l țineți? Mă gândesc, o să mai văd. Păi cât post țin? Cât nu? La ce o să renunțați? Păi la acest mâncăruri din astea mai grase. Eu de obicei cam mânc mâncăruri grase. Dar nu renunțați de tot la carne? Am la tot, vor fi zile când voi renunța la tot, dar vor fi zile când voi și consuma. În general, peste ani țineți posturile? Mai puțin. Eu vă spun sincer că mai puțin. Nu obișnuiesc, din păcate nu pot, nu reușesc. Niciun post peste an? Așa, unele zile. Deci nu fiecare zi, lunea, miercuri și vinere. Da, așa peste an țineți posturile? Da. Credeți că e mai ușor sau mai greu de gătit mâncare de post? Pentru noi nu e mai greu, că suntem obișnuiți așa. Pentru care nu e obișnuit, destul de greu. Dacă Dumnezeu al doi tu ne ajută, o să ținem. Peste an țineți toate posturile? Nu țin. Deci vinerea nu mănânc de dulce și miercurea când pot, dar restul zilelor mănânc. Și mai bătrână și... E greu de gătit de post? Nu e greu. Potrivit credinței ortodoxe, postul nu este doar o abținere de la anumite alimente. Acesta are în primul rând un aspect spiritual, reprezentând înainte de orice un prilej de curățire sufletească.